Un caz șocant a fost descoperit de către polițiștii hunedoreni. Un bărbat de 46 de ani a fost arestat după ce ar fi întreținut relații sexuale cu un câine. Potrivit anchetatorilor, individul ar fi pătruns prin efracție de mai multe ori într-o locuință în care se afla și un câine din rasa Labrador pentru a întreține relații sexuale cu acesta. Totodată, bărbatul a distrus mai multe bunuri din acel imobil. Strigător la cer ce s-a întâmplat zilele trecute în municipiul Hunedoara, când polițiștii de la Protecția Animalelor au reușit să soluționeze un caz revoltător. Potrivit polițiștilor, un bărbat în vârstă de 46 de ani din municipiu a fost reținut și plasat sub control judiciar, fiind acuzat că a întreținut relații sexuale cu un câine din rasa Labrador. Hunedoreanul a intrat prin infracție de mai multe ori în locuința în care se afla patrupedul și a abuzat sexual de acesta. De asemenea, acesta a distrus și a furat mai multe lucruri, printre care camerele video de supraveghere, și a produs daune proprietarilor animalului. La data de 21 octombrie 2022, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, în urma unor percheziții domiciliare cu privire la cercetările din dosarele penale în care se efectuează cercetări asupra săvârșirii infracțiunilor de distrugere, comise în formă continuă, furt calificat, comise în formă continuă, rănirea sau schingiuirea animalelor, comise în formă continuă, la domiciliul unui bărbat în vârstă de 46 de ani din municipiul Hunedoara. Față de acestea s-au luat măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore, care a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Hunedoara cu propunere corespunzătoare, ocazie cu care față de acestea s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, a declarat Carla Strujan, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara.